Bună dimineața la toată lumea. Iată, suntem în 16 octombrie și cum am făcut ieri, ați văzut filmarea, am dat un varachet al treilea pe care eu consider că nu mai era nevoie. Dar l-am făcut și Albina era foarte risipită. Eu acum ce am văzut aici am mai căzut 1-2 păduchi. Deci au căzut 2. Deci consider că tratamentele au fost reușite. Acum, dacă văd că acest tratament a fost ok. Iată, nu mai avem deloc varoa la al treilea tratament, nu mai. Aici nu mai văd niciunul. Dar au primit și oxalic. Deci, e foarte bine. Mergem să nu mai uităm la furcăță. Am uitat și la care a fost cel mai infectat. Iată acesta. Să vedem. N-a mai căzut unul. Unul este aici, unul amărât. E foarte bine. E bine de tot. Trebuie să înțelegeți că eu am luptat cu varoa în felul următor. Am dat cu oxalic toată vara. Toată vara în sezon am dat cu oxalic. Iată aici nu mai este. Foarte bine. Acum mă duc să văd la ce care are puiet. Acolo ar trebui să mai cadă ceva. Acesta are puiet. Ați văzut în film că am doi care au puiet. Aici cred că ar trebui să mai fie vreo câțiva mai mulți. Așa este. Iată, sunt vreo 20. Și dacă vremea o să-mi permită, mă duc, mai am unul cu puiet, văd acolo cât sunt. Deci am doi cu puiet. Nu este o bucurie ca să ai puiet la această vreme, dau și eu, deci consider că peste vreo 3 săptămâni. Iată și aici sunt mai mulți, da? Unde e puiet e mai mult. Și aici sunt tot cam vreo 20 de bucăți. Ce să-i faci? Asta este când e puiet. Lângă el. Să vă arăt aici, nu are puiet aceasta. Este familia cea puternică pe 6 rame. La al treilea tratament n-a mai căzut unul. Unul văd eu, acolo în partea superioară. Da, cam asta e situația. Deci aia am doi cu puiet. A căzut vreo 20 încă. Era de așteptat. La care n-au avut puiet la tratament. La tratamentul anterior, nu acum. Și aici tot unul. Foarte bine. Într-un fel e bine că am
Am avut și cu puiet, fiindcă pot face comparația. Pot face o comparație între ei. Bun, cam asta se întâmplă dacă vremea mă ajută undeva la, ce să zic eu, sfârșitul lunii. Cei care au primit, majoritatea nu mai primesc niciun fel de tratament, dar ăștia doi care au puiet vor mai primi câte unul, câte un tratament. Altfel, dacă nu, oricum ținem evidența și în martie vom începe cu ei și vor fi tratați din nou. Bine, deci cam asta este. Dacă aveți puiet în stupi, o să aveți și varroa în continuu și la anul e și mai rău. Anul acesta, dacă nu reușiți să-i tratați bine, la anul va fi mai rău. Bine, eu sunt foarte mulțumit. Au primit anul ăsta din aprilie până în august oxalic pe speteze și acum în toamnă au primit 3 aplicări cu varachet, câte 3 picături. Deci costul total a tratamentelor pentru cele 24 de colonii, atâta am la ora actuală, a fost undeva, deci o sticluță de varachet am făcut la toți, mai am un pic din sticluță, deci 50 de lei și vreo 200 de grame de oxalic. Deci cam asta a fost tot tratamentul și rezultatele sunt foarte bune. Din cele 24 de colonii, două mai au varroa, câte 20 de bucăți estimarea mea, în rest câte un păduche a căzut, deci consider că a fost o reușită acest tratament. Bine, până data viitoare, numai bine și sănătate la toată lumea.